Azi, Pământul se încălzește de peste 10 ori mai repede decât la sfârșitul perioadei glaciare. O consecință a acestei încălziri globale sunt fenomenele extreme. Valuri de căldură, secete, inundații și așa mai departe. La prima vedere este paradoxal. Încălzirea globală este responsabilă de creșterea temperaturii medie a Pământului cu aproape un grad și jumătate în era industrială. Ce înseamnă un grad? Pare puțin. De ce ar conduce asta la fenomene meteorologice extreme, cum ar fi inundații, furtuni mai devastatoare sau, dimpotrivă, secetă și recorduri de temperaturi ridicate? Vezi videoul până la sfârșit pentru a înțelege de ce fenomene extreme de astăzi sunt o consecință a încălzirii globale. Vom vorbi specific de România. Maestre Banda. Încălzirea globală, rezultat direct al influenței omului, este un fenomen înțeles și recunoscut de comunitatea științifică internațională. Ea îndeplinește cele două cerințe ale unui model științific. Face predicții pe baza unor modele matematice și confirmă acele predicții prin măsurători. Simplu spus, nu este suficient să spunem că temperatura medie globală crește din cauza creșterii concentrației de dioxid de carbon. Este important să calculăm exact valoarea și să o verificăm prin măsurători directe, cum ar fi termometre în stații de măsurare și sateliți pe orbita Pământului, sau indirecte, de exemplu prin expansiunea apei oceanului. Încălzirea globală satisface aceste două criterii, teorie și experiment. De la începutul erei industriale, acum 150 de ani, temperatura medie globală a Pământului a crescut cu aproape 1,3 grade. Primele consecințe negative ale încălzirii globale nu le vedem însă în creșterea temperaturii medii globale, ci în fenomenele extreme care se manifestă local. Motivul este următorul. Atmosfera Pământului este un sistem complex. Cum se spune adesea, bătaia unui fluture în Brazilia poate provoca o furtună în altă parte. Pe de altă parte, nu este neapărat adevărat că dacă vedem o furtună, vom găsi automat un fluture responsabil de asta. De ce? Pentru că de cele mai multe ori o furtună are nenumărate cauze care conlucrează, adesea doar la momentul oportun, pentru a produce furtuna. Este important să înțelegem complexitatea întregului fenomen al încălzirii globale, înainte de a avea așteptări nerealiste de la modelele climatologice și de la interpretarea măsurătorilor. Fizica Pământului nu este totuna cu fizica atomului. Dacă în al doilea caz putem calcula precis spectrele atomilor, adesea de la modele ab initio, în primul caz, complexitatea interacțiunilor din ecosistemul Pământului face ca predicțiile cu acuratețe ridicată să fie mai dificile. În practică, cele mai multe predicții sunt statistice, cu erori mai mari sau mai mici. Dacă acest lucru este înțeles și acceptat de comunitatea științifică, este mai puțin înțeles și acceptat de societate. O vară mai răcoroasă poate șterge amintirea unor veri caniculare. Dar modelele climatice prezic aceste fenomene extreme. În cele mai multe cazuri, oamenii de știință înțeleg mecanismele fizice din spatele formării lor, chiar dacă nu pot face întotdeauna predicții exacte. Când este vorba de România, graficele care arată frecvența crescută a valurilor de căldură din ultima perioadă devin instantaneu mai relevante. Este vorba despre noi, despre fiecare dintre noi și mai ales despre generația copiilor noștri. Știați că gheața din Arctica poate dispărea în lunile de vară din cauza încălzirii globale? Acesta este un exemplu de punct critic în climatologie. E ca la un elastic, dacă este întins puțin, revine la situația inițială, însă dacă este întins foarte mult, se rupe. În esență, este momentul când evoluția unui sistem devine irreversibilă. La fel este și cu clima. Se poate foarte bine ca, chiar dacă reducem conținutul de dioxid de carbon la niveluri preindustriale, să nu mai găsim același pământ ca cel de dinainte. Iar veștile nu sunt deloc bune. Estimările indică faptul că multe puncte critice climatice sunt atinse odată ce temperatura medie globală o depășește pe cea din perioada preindustrială cu 1,5 grade Celsius. Ori azi, noi ne apropiem vertiginos de această valoare. Simplu spus, s-ar putea să fie atins deja aceste puncte critice, doar că încă nu am realizat asta. Sunt două tipuri de puncte critice, climatice și sociale. Primele au de-a face cu fizica atmosferei, iar punctele critice sociale cu omul. Un exemplu de punct critic climatic este pădurea amazoniană, denumită și plămânul planetei, care absorbe o cantitate importantă de dioxid de carbon din atmosferă și produce oxigen. Despădurile și schimbările climatice pot transforma această pădure în savană. Procesul are liberat cantități semnificative de dioxid de carbon în atmosferă, accelerând încălzirea globală. Un alt punct critic climatic este circulația meridională din Atlantic, care redistribuie căldura și dioxidul de carbon
atât din apa de la suprafața oceanului, cât și pe verticală între nivelurile oceanului. Încălzirea globală slăbește această circulație și, peste un prag critic, o poate chiar opri, cu impact major asupra modului în care căldura se redistribuie zonele învecinate Atlanticului. Circulația meridională din Atlantic joacă un rol important pentru România. Slăbirea acestei circulații, datorită încălzirii globale, va conduce iarna la scăderea numărului de zile cu zăpadă. Condițiile de secetă se vor accentua, iar debitele râurilor vor scădea atât iarna cât și vara. Ați avut senzația în ultimii ani că verile sunt mai greu de suportat, că valurile de căldură sunt parcă mai puternice? Statisticile confirmă această percepție. În ultimii 70 de ani, în România, s-a înregistrat o creștere atât a frecvenței, cât și a duratei valurilor de căldură. Dacă majoritatea județelor au înregistrat creșteri între 10 și 15 zile pe an ale valurilor de căldură, aceste creșteri sunt de peste 25 de zile în zonele din sud-vestul și estul țării. Recordurile din România vin împreună cu cele din lume. Dacă la nivel global 22 iulie 2024 a fost cea mai caldă zi cel puțin din 1940, în perioada iunie-iulie 2024, România a fost lovită de cel mai intens și lung val de căldură din istoria recentă. 75% din zilele acestor două luni au reprezentat valuri de căldură. Predicțiile climatologice restrânse la teritoriul României nu arată deloc încurajator. De acum 100 de ani, temperatura medie din România a crescut cu aproape 2 grade. Ea va crește încă cu peste 1,5 grade până în 2100, în scenariul emisiilor medii, și chiar încă cu peste 4 grade în scenariul emisiilor ridicate. Impactul acestor creșteri de temperatură asupra fenomenelor extreme în România, cum sunt valurile de căldură, este major. Până în anul 2050 s-ar putea registra până la 2-3 valuri de căldură suplimentare în zonele vestice și nordice pentru scenariul emisiilor medii, cu o durată suplimentară a valurilor de căldură de peste 20 de zile. În scenariul pesimist însă, până în anul 2100, durata valurilor de căldură poate ajunge la 5 luni pe an în zona de sud și sud-est a României. În România, vara este mai secetoasă. Încălzirea globală crește temperatura medie a Pământului. E normal atunci să ne așteptăm statistic la mai multe valuri de căldură și perioade secetoase mai lungi. Dar e mai mult de atât. Deoarece zona arctică se încălzește mai repede decât ecuatorul, scade diferența de temperatură dintre ele. Curentul jet scade în intensitate și astfel răcirea care vine de la structurile de presiune care se deplasează sub influența curentului jet este mai puțin eficientă. De aceea, valurile de căldură și secetele din România, atunci când vor apărea, se vor întinde pe perioade mai mari de timp. Efectul este mai pronunțat în orașe, denumite și insule de căldură urbană, datorită faptului că betonul și asfaltul rețin căldura. În România, suprafața afectată de ariditate a crescut astăzi cu peste 41,5% față de perioada 1971-1980. Mecanismul fizic este crearea unui dom de căldură deasupra Europei, datorat unui sistem persistent de înaltă presiune. Acest dom de căldură favorizează temperaturi record și secete severe. Tendința de uscare din estul Europei este fără precedent în ultimii 700 de ani. Temperaturile ridicate usucă solul, dăunează culturilor și alimentează incendii de vegetație. Dar mai este un lucru. Aceste temperaturi ridicate determină creșterea umidității în atmosferă, care rezultă într-o capacitate ridicată de precipitații. În România, această creștere nu se manifestă egal pe tot parcursul anului. Vara vom avea din ce în ce mai multe valuri de căldură și mai puține precipitații. Iarna, mai puțină zăpadă, un lucru confirmat deja de măsurători ultimilor 60 de ani, iar precipitațiile se vor manifesta mai puternic primăvara și în special toamna. Jumătatea de nord-vest a României ar putea înregistra precipitații excedentare. Iarna va ninge mai mult în sudul țării și mai puțin în est. Dacă e să comparăm anotimpurile, cele mai clare schimbări ale precipitațiilor sunt pentru sezonul de vară. Aici tendința este clar negativă, cu cea mai ploioasă vară în anul 1958 și cea mai secetoasă în anul 2000. Ce ne spun aceste analize? Că apa va deveni o resursă vitală vara, în special în sudul țării. Nu numai populația poate fi afectată direct, dar mai ales culturile agricole, afectate de secetele din ce în ce mai prelungite. Furtunile severe sunt fenomene extreme. La baza multora dintre ele stă creșterea cantității de vapor de apă din atmosferă, consecința încălzirii globale. Pentru fiecare creștere de 1 grad a temperaturii, atmosfera poate reține cu aproximativ 7% mai multă umiditate.
Acești vapori de apă suplimentari sunt combustibil pentru ploi. Aici se văd zonele din țară unde apar furtunile severe, în special în centru și în partea de nord-vest. În următorii 20 de ani, ne așteptăm la intensificarea furtunilor severe, în special în nordul și sud-estul României. Un rol important îl vor juca două forțe opuse, creșterea instabilității atmosferice, care favorizează furtunile, și creșterea inhibiției convective, care încetinește dezvoltarea furtunilor. În condițiile în care nu se schimbă trendul actual în emisiile de dioxid de carbon, până în 2100 vom mai adăuga 4 zile favorabile furtunilor pe an în aproape jumătate din teritoriul țării. Aici este situația actuală a grindinei din România. Partea de sud suferă cel mai mult. Pe viitor, în Europa Centrală și de Est, în scenariul în care emisiile de carbon continuă la același nivel cu cel de astăzi, grindina de mari dimensiuni va avea o probabilitate cu 40-80% mai mare până la sfârșitul secolului. Vedem aici ce înseamnă acest lucru pentru România. Probabilitatea de grindină crește în special în partea de vest a României. Schimbările climatice sunt o adevărată provocare, inclusiv pentru România. Desigur, putem băga capul în pământ ca struțul și zice că nu e nimic, sau chiar să negăm aceste fenomene. La polul opus, vom vrea să schimbăm tot pentru a opri imediat aceste schimbări. Practica ne demonstrează că nici asta nu este viabil. Peste 80% din energie se obține astăzi tot din arderea combustibilor fosili. Și atunci, cred că cel puțin pe termen scurt și dacă ne referim la România, trebuie să conștientizăm aceste probleme. Să știm la ce să ne așteptăm și să luăm măsuri preventive. Că sunt ele diguri pentru a preveni inundațiile sau încurajarea spațiilor verzi în marile orașe, precum și modernizarea clădirilor și a infrastructurii. Eu mă opresc aici. Multe din pozele acestui video sunt din raportul Starea Climei România în 2024, care se lansează în 9 octombrie și unde am și o mică contribuție. Eu vă aștept și data viitoare pe acest canal. Vă rog să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă, apăsând chiar acum acest buton de abonare. Le mulțumesc celor care ne susțin pe Patreon și aici devenim membri ai canalului. Eu sunt Cristian Presură, voi sunteți cool, vă doresc numai de bine. La revedere!